Proiectele mele am folosit tot felul de module de ridicare de tensiune, de coborâre de tensiune, pe care se găsesc în comerț de cumpărat și în ăsta românesc și în exterior. În România sunt undeva la 10 lei, în străinătate le găsiți și sub 1 dolar. De exemplu, astea două îs ridicătoare de tensiune. Ăsta e cu un circuit integrat care urcă tensiunea de intrare de curent continuu. Aici e intrarea, dincolo ce ieșirea. Tensiunea de intrare e undeva între 5 și 32 de volți și o urcă până la 50 de volți. Toate aceste dispozitive au curent de intrare, curent de ieșire, tensiunea cu care lucrează putere. Puterea o puteți crește de fiecare dată atașând radiatoare care au ca un fel de acțibil termic care se deslipește, se lipește pe integrat și crește puterea cel puțin la dublu. Dacă are o putere de intrare undeva, să zic, la 25 de W, puterea de lucru poate să crească și până la 70 de W. Când cumpărați ceva, trebuie să vă uitați neapărat la tensiune, dar și la amperajul la care lucrează. Amperajul de intrare diferit de amperajul de ieșire de fiecare dată sau aproape de fiecare dată. Poate fi în intrare, să zic, de 1,5 și de ieșire poate să scoată chiar 2-5 amperi. A fost un exemplu. Acest circuit are o intrare de tensiune de 2V, 24 de volți și poate să scoată până la 28 de volți, adică să urce tensiunea. Asta este de coborâre. Asta e cu LM317, are radiator montat pe el, e un stabilizator de tensiune liniar reglabil și lucrează cred că până pe la vreo 40 de volți. Ăsta coboară tensiunea, deci puteți să-i dați tensiune de intrare de 40 de volți și să vă coboare la cât doriți dumneavoastră, să-i facem și o probă. Ăsta e cu circuit integrat XL4015 și lucrează și ăsta tot așa până în jur la vreo 40 de volt și o coboară până la cât doriți dumneavoastră, dar nici prea mult, cred că până pe la vreun volt, deci nu vă coboară la sub un volt sau știu eu, 2 virgulă. Să facem și o probă. Ăsta mi se pare că lucrează cam până la 5 ampere. Sunt în comerț și foarte multe de cumpărat cu afișaj digital și învârtind cu șurubelnița de potențiometrele de care se reglează. Toate au potențiometrele astea de reglare. Pe afișaj vă arată exact tensiunea care o scoate. Nu vă arată amperajul, nu vă arată puterea. Astea trebuie să le calculați dumneavoastră când vă cumpărați un dispozitiv. O să fac niște legături și să vedem cum funcționează. Am montat un alimentator care îmi scoate 8,6 8,7 V. O să leg pe rând la toate dispozitivele și să facem proba. Am legat primul circuit ridicator de tensiune. Deci avea 8,6 și din cum era reglat el, mi-a urcat până la 26 de volți. Niciodată să nu greșiți când legați tensiunea de alimentare, pentru că nu are protecție niciun circuit ăsta la scurt circuit și puteți să faceți prostioare. Adică să le ardeți.
Invertindo e potenciamento, se vede com cresta e tensione. Dous nove de voltes, bate opt, se scos dous nove, se scrie em característica, merge până la 40. Să vedem și următorul circuit. Am legat și următorul circuit, tot ridicător de tensiune, cât are la intrare, cât are și ieșire, cred că a fost reglat pe minim. Să vedem dacă urcăm un pic. În partea dreaptă, dacă în vârf nu se întâmplă nimic, înseamnă că e pe minim și începem să urcăm. E la 8, o urca până la 27 V, asta e maximul ce poate. Și coboară până la 8,4. Să vedem și circuitele coborătoare de tensiune. Am legat și dispozitivul coborător de tensiune. Să vedem și cum lucră. Ăsta în plus, văd că are și un LED. Scăros până la cât scade. Da, 1,3 minim. Nu vrea să scadă mai mult. Deci mi-o coboră de la 8 V la 3 V. Acum urc înapoi. Și mai sus de 8,5 cât are sursa de alimentare, nu o urcă. Legăm și următorul dispozitiv. Dispozitiv coborător de tensiune. Să vedem cum merge și ăsta. Asta din ce observ eu, mai sus de 7,2 nu vrea să o urce. Am să o coborâm. Pentru că, din ce văd eu, el din start a urcat-o până la 7,7, maximul ce poate. El din start a coborât-o cu aproape 1 V și să vedem până la cât o coboară. Și a făcut țâc. Deci mai mult nu poate. Din nou volt mi-a coborât la 1, no, cam asta e tot. Nu uitați că la dispozitivele la care le folosiți, coborătoarele sau urcătoarele de tensiune, să atașați și radiatoare ca să aibă puterea mai mare. Dacă aveți nevoie de putere mai mare, dacă nu, folosiți-le așa cum le cumpărați. Cam asta e tot. Mulțumesc!